Salut, prieteni, sunt Tete și suntem în GTA 5 într-un nou episod. Suntem în Los Santos, suntem cu tovarășul nostru, personajul nostru, Michael. Uite, mașina asta îmi place mult, modelul ăsta îmi place foarte, foarte mult. Și dacă țineți minte, apropo, nu pot să vorbesc prea tare, pentru că este noaptea și nu vreau să trezesc lumea. Așa că despre ce era vorba? Hai să o luăm încet la plimbare. Ultima oară, în ultimul episod, v-am spus despre visul care l-am avut cu o bătrânică care se făcea că era bunica și mi-a zis că undeva în Los Santos, într-un loc misterios din prin munți pe undeva, există un loc unde mă pot teletransporta în altă lume, în trecut. Bineînțeles, este un vis, dar totuși mi s-a părut așa de real încât am zis că voi încerca să-l caut, să văd dacă îmi mai aduc aminte acel loc pe care l-am văzut eu în vis și dacă există în realitate. Dar nu în episodul acesta voi încerca să caut acel loc, pentru că am primit pe Facebook o provocare de la un prietenaș nou pe care l-am făcut. Stai așa, el se numește, un pic ca să intru pe Facebook să mă uit, numele lui este Edi și mi-a spus dacă primesc provocări. Bineînțeles că primesc provocări și mi-a zis să mă duc să iau un elicopter și să mă arunc din elicopter direct într-o piscină. Așa că hai să facem provocarea, să-i facem pe plac lui Ediță. Edi, ăsta e pentru tine provocarea asta. Ia, hai să căutăm să parcăm puțin mașina mai frumos, că totuși nu vreau să pățim vreun accident. Uitați, seamănă cu mai multe tipuri de mașini acest model, este o combinație. Intrăm puțin pe hartă să vedem de unde luăm un elicopter, să nu mă plim degeaba. Un elicopter îl luăm de aici. Așa. Da. Ne întoarcem și... Da, ne întoarcem și mergem spre elicopter. Ce culoare mișto, mie îmi place culoarea asta. Mergem la... cum se numește? Unde sunt elicopterele? La helicoptere. În fine, da, mergem acolo unde există elicoptere. Și după aceea căutăm o piscină ca să ne aruncăm direct în apă. Asta a fost propunerea lui Edi și trebuie să o fac, pentru că chiar îmi place ideea cu propunerile. Și voi, dacă aveți idei mai multe, provocări din astea, vă rog să mi le scrieți pe Facebook. Am să pun în descriere la acest videoclip jos, am să pun Facebook-ul, pagina de Facebook TT Gamer. Și mulțumesc celor care au dat like la pagină, vă mulțumesc, nu sunteți mulți pentru că sunt la început, dar vă mulțumesc tuturor. De moment sunt 22 de persoane, am văzut, care au dat like la pagină. Am să încerc, am să vă spun și numele, nu numele complet, nu știu, am să vă spun doar unul dintre nume, ca să vă mulțumesc la toți în parte. Și știu că într-o zi vom fi mai mulți, mult mai mulți. Acum suntem la început. Nu uitați să vă abonați și la canalul. Asta nu se deschide? Hei! Eu nu vreau să lovesc mașina, frate. Ia, hai să vedem. Deci v-am zis că nu pot să țip la ora asta. Așa. Gata, am intrat. Să nu zici că nu există niciun elicopter. Este posibil să nu găsim elicopter? Nu se poate. Trebuie să-i facem pe plac lui Edi. Edi mi-a trimis în privat mesaj, dar v-aș ruga să-mi scrieți în... Bă, dar de unde iau eu elicopter, frate? Elicopter, de unde le iau? Eu aș putea să mă schimb acum cu Trevor,
cu celor a personaj, pentru că Trevor are un elicopter undeva prin zona aia de sat unde stă el. Dar aș prefera cu personajul acesta, nu-mi vine să-l las pe ăsta cu mașina asta mișto. Mamă, seamănă și cu BMW și cu mai multe chestii. Deci sper că mă înțelegeți bine, nu pot să vorbesc mai normal, vorbesc așa mai încet. Așa cum spuneam, vă aștept comentariile și propunerile pe Facebook sau în comentarii. Voi posta acest clip pe pagina de Facebook și acolo aștept provocări, comentarii sau sugestii. Și vă aștept și pe cei care nu ați dat like la pagină să dați un like sau să vă abonați la canal. Pentru că în episodul următor, la mine acum, eu în acest moment înregistrez și este noaptea. Ia stai puțin să intru pe mapă să vedem. Și poate am timp să trag și episodul. Ia stați puțin, stați puțin. Unde, frate? Uite, de elicoptere, caut elicoptere. Elicoptere. Elicopter. Mamă, Edi, să nu găsesc eu un elicopter. Da, aici? Sau asta e bază din aia? Hai, mă, că aici puteam să intru. Trebuie să mă întorc. Hai, să-i dăm bătaie. Ops, încet. Hai să-i dăm bătaie. Stai să dau volumul puțin mai tare la mine, că n-aud. Așa puțin. Nu cred că aud prea mult. Aud puțin. Nu vreau să dau volumul mai tare, că s-ar putea să se audă în microfonul de care vorbesc eu și s-ar putea să se facă cacofonie când voi veți auzi. Da, pentru că aici am instalat aici o instalație incredibilă. Nu știu dacă unii dintre voi știți ce, de ce ai nevoie ca să înregistrezi în timp ce te joci pe PlayStation. Am multe fire aici pe lângă mine. Eu intru iar de curiozitate să văd dacă a apărut vreun elicopter pe aici. Unde era intrarea? Ia să vedem, de aici nu se vede? Ai, mă. Dar cum, frate, să nu fie elicopter? A, dar mi se pare că a, nu. Coduri, de coduri vorbeam. Da, există și coduri, dar na, nu-mi place prea mult așa. Place să mă joc mai să pară cât mai real. Da. Ops. Frate, am zis că mă lovesc. Stai. Scuze. Da. Și nici nu mai știu ce vă spuneam, că m-am luat cu vorba și nu mai știu. A, și este noapte și am să încerc să văd dacă pot să înregistrez și ei. Drumul normal era pe jos. Stai să vezi tu cum mă lovesc eu aici. Fo. Mamă, dar mi-e milă de mașina asta. Hai, Michael. Da, prieten. Încă n-am lovit mașina până acum, nu? Serios, că n-am lovit-o. E cam ciudat în GTA 5, după atâtea minuțele, să nu lovești mașina. Da. În GTA 5 se poartă mașina accidentată. Oare? Oh. Na, era să mă arde. A, și să vezi că, uite, poliția pe aici este de pază și intrarea este închisă și trebuie să intru ilegal și na. Na, ca să vezi. Na, să vezi că nu se poate. Hai, mă. Este. Da, poliția se pune pe urmele mele, sunt 100%. Băi, Eddie, dacă nu găsesc elicopter, am să iau un avion, frățioare, că n-am încotro. Să văd dacă reușesc fără ca poliția să mă... Uite, un avion mai micuț. Ia uite, elicopterul ăla de poliție. Unde e avion? Aici? Ops. Hai. Văd că încă poliția nu... Sper să mă lase să-l iau. Că am mai pățit faze în care nu mă lăsa să iau. Da, Eddie, merge. Acum să vedem cum îl conduc eu, că sincer nu mai țin minte că n-am mai condus un avion. Ia. Ops. Așa, stânga-dreapta. Hai să merg înainte. Și, a, bine că a plecat ăla. Ia uite avionul ăla.
Așa, dar asta să vezi că o să am o problemă mare. Să vedeți voi că nu pot decola pentru că nu mă descurc prea bine. Edi, dacă erai tu, cred că te descurcai mai bine, frate, acum. Oh. Na, ce ți-am zis? Ieși, frate, că mori. Dă-te așa. Bă, ce faza iurea, bă. Mamă, nu pot să cred. Bine, bine că n-am plecat prea departe și sunt tot în aeroport. Am să încerc să iau. Dar totuși mie îmi trebuie un elicopter, frate, ca să pot urmări unde este o piscină, pentru că avionul merge mai repede. Oricum n-am să nimeresc să cad într-o piscină, doar în mare să cad. Ei, intră. Intră, mă. Așa. Hai să vedem dacă cu ăsta negru reușim. Ia uite, dăm jos șoferul. Ana, e altfel de avion ăsta, e de VIP-uri, frate. Săr, mă, dă-te în pizda, mă, de... Haide, mă scuzați pentru expresie. Haide, haide, haide. Gata, pe pista asta am să încerc. Ho, frână. Băi, băi, băi. Băi, băi, băi. Băi, ia uite, mă. Băi, deci puteți să credeți? Eu zbor așa cu el. Nu că explodez. Ia să vedem ăsta de marfă sau ce e ăsta, putem să-l luăm? Mamă, ce caterincă. Deci să nu găsesc eu un elicopter și am zis că provocarea asta va fi foarte scurtă, dar văd că iese mai lungă decât mă așteptam. Adică la minute mă refer. Pentru că hai să nu vă mai explic, că iarăși nu e prima oară când am explicat prin ce proceduri trebuie să trec până ajunge videoclipul pe YouTube. Durează mult, dar cu cât mai multe minute, cu atâta giga mai mulți. Giga, se ajunge la giga. Oh, băiat. Hai. Și acum? Așa. Bravo, bă, fii atent, Teddy. Ia uite, mă duc după avionul celălalt. Ce crezi, poți să mor pe el? Nu cred. Da, mă, și acum unde găsim noi o piscină? O să mă uit pe hartă, nu? Dar nu cred că dau de pe hartă de piscină. A început să tremure telecomanda în mâna mea, pentru că vibrează din cauza cum se spune, la aer, nu? La valurile de aer sau cum. Da? Și acum mergem mai spre în oraș unde găsim o piscină. Dar eu am o idee foarte șmecheră. Provocarea a fost să sar din elicopter într-o piscină direct. Dar eu am altă idee. Uite, hai să vezi. Acum, una mai trăznită. Numai că nu prea văd piscina și nici nu-și prea știu bine orașul ca să mă îndrept undeva. Eu știu, hai să dau puțin pe hartă, dar de pe hartă nu prea... Ops. Bă. Așa. Ce-am făcut? Nu. A, acum. Da, mă, piscină, piscină. Piscină. Unde? Unde, 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 unde? 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 De sus de aici nu arată piscine. Yoga. A, gata. Uite, aici e casa mea. Și ce crezi? Piscina e chiar aici. Da. Aici. Fii atent, Edi, fii atent. Ce? De ce face așa avionul ăsta? Pim, 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 de ce? Păi unde e? A, încolo. A, dar stai că pot să fac stânga, uite așa. A, așa. Mamă, nu cred că reușesc. Ce-am văzut jos, albastru? Piscină sau ce? Bă, dar e cam greu. Ia uite piscine, frate. Uite, m-am dus direct în piscină, Eddie. Eddie, direct în piscină, frate.
Altfel n-aveam cum să sar direct în piscină, frate, decât să intru cu avionul. Ai înțeles? Deci asta a fost provocarea de astăzi. Am intrat direct cu avionul în piscină. Aștept provocările voastre dacă aveți idei. Edi, sper că ți-a plăcut. Dacă nu ți-a plăcut, trimitem iarăși mesaj. Dacă tu vrei neapărat să sar de sus, așa se va întâmpla. Până la urmă, uite că am dat de mașina mea. Și aș vrea să le mulțumesc tuturor pe rând. Ia să vedem dacă... Dar nu știu de ce nu mi-apare pagina de Facebook acum. Și lumea care... Ia să vedem. Unde sunt cei care au apreciat? Ia să... Da. Așa. Oh, am lovit-o pe asta. Ia stați puțin că mă uit pe Facebook. Unde sunt? Ah, uite-mă aici. Da. Ia să vedem. Cine a apreciat? Acum văd toate aprecierile. Da, uite aici. Hai să vă mulțumesc pe rând. Deci, vreau să-i mulțumesc lui Ion, nu-i spun și celălalt nume, nu știu dacă e vreo problemă. Vreau să-i mulțumesc lui Ion pentru că a dat like pe pagina mea de Facebook. Vreau să-i mulțumesc lui Pavel, lui Alex, lui Viorel, lui Daniel, lui Shaher Madrid, Alin, Eugen, Vasile, Andreea, Ana și ultimul a fost Băcanu. Da, deci este vorba de Valentin. Și văd că Edi care mi-a zis, mi-a dat provocarea asta, nu a dat like. Așa că te rog, Edi, să dai un like la pagină. Și dacă mai ai idei, bineînțeles, să le scrii într-un comentariu. Într-un comentariu, ups, într-un comentariu care de la acest videoclip care îl voi posta pe Facebook, bineînțeles după ce îl urc pe YouTube, și fii atent ce fac eu pentru tine, Ediță. Am venit încă o dată să caut dacă este elicopter. Dacă este, uite, bă. Acum da, este elicopter. Am crezut că nu este. Nu este, frate. Trebuia să fie, dar nu este. Asta e, îmi pare rău, Edi. Sper că ți-a plăcut aia cu avionul, care am intrat direct cu el în piscină. Așa că eu mi-au la revedere acum de la voi, că deja avem câte minute? 18 minute, frate, nu pot să cred. Trebuie să mă ascund de poliție până atunci. Nu uitați că am să încerc să trag, să caut în această seară, dacă mai am timp, să caut acel loc misterios în care l-am văzut în vis. Ia uite, poliția nu mă lasă. La revedere, prieteni, v-am pupat și nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like, să scrieți comentarii, să spuneți ce vreți voi, că fără voi nu se poate.